Comercianților nemțeni le lipsește piața centrală de când a avut loc incendiul care a distrus-o în totalitate, însă cel mai greu le va fi din nou în timpul iernii. Vânzătorii se tem de condițiile vitrege pe care vor fi nevoiți să le suporte și își fac griji de felul în care își vor desfășura activitatea odată cu prezența temperaturilor scăzute. Anul trecut, în locul pieței, a fost amplasat un cort, însă nu suficient de mare pentru a putea adăposti pe toată lumea. Nu știu, poate ne creează condiții de stat, că altfel nu putem sta, că e frig. În gheață toate nu putem sta. Și până acum au fost câteva zile răcoroase, cum v-ați descurcat? O stau cu mai bine, că nu îngheață. Când îngheață, atunci nu mai pot sta, că îngheață tot, marfă, tot. Acum se rezolvă cu câteva haine în plus, dar dacă nu se va face nimic? Stăm acasă. Nu? Stăm acasă. Și producție? Producție? Nu știu. Dar n-avem cum sta, dar sperăm la piață, să facă piață, un cort, ceva, cum a fost anul trecut. Stăm în cort. Credeți că se va face ca anul trecut? Oricum piața nu va putea fi reconstruită. Am înțeles că se face un cort. Da, pentru la iarnă, ca să stăm acolo. Ce să facem? Este bună și varianta asta. Da, e foarte bună. Că ne caută lumea, clienții. Și trebuie să mai venim când putem. Da, vom vedea. Sperăm la piață. Nu știu, s-o face, nu s-o face, dar noi sperăm să facă. Cum credeți că vă veți descurca odată cu sosirea anotimpului răcoros? După părerea mea, cred că mult mai greu față de o piață normală, de un acoperiș. Primul rând, nu vor veni oameni să cumpere. În al doilea rând, starea plantelor vor fi afectate din cauza umezerii, da? Ar mai fi, fiindcă nici nu sunt bani la oameni și e din ce în ce mai greu. Anul trecut cum a fost? Cum v-ați descurcat? Cam se poate spune că destul de greu, că a fost o iarnă cam friguroasă. Iarna asta încă nu știm ce va fi. Credeți că se va amplasa din nou un cort? Da, dar nu vor încăpea tot acolo. Păi asta este, dar nici anul trecut nu au încăput tot. Așa, da. Și ce se întâmplă cu cei care nu încap? Borsa, exact, condiții care le avem acum. În frig, în umezeală, prima dată umezeală, care afectează și plantele, și oamenii, și toate alea. Altceva, prea multe. Deci nu sunteți foarte optimist? Nu. Cred că eu și obțină, având o bursă mai înaintată, că e frig tare, nu vin. Și automat, nici cel care abia să cumpere n-ar abia de unde și plantele vor sta îmbelite așa, niște naironi, niște... în condiții destul de precare. Comercianții din piața centrală mai au însă o perioadă în care se pot bucura de temperaturi rezonabile și încearcă să profite la maximum de ea.